universitate am început primul tip de joburi destinat studenților noștri și absolvenților care încă nu au un loc de muncă. Acest eveniment este finanțat printr-un proiect CELEFIS, director de proiect, domnul conferențiar universitar dr. Lucian Marina. Așadar, astăzi este prima zi de târguri, târguri care grupează angajatori din zona economică și a instituțiilor publice, urmând ca mâine să fie un al doilea târg de joburi care grupează angajatori din sfera ingineriei și a ONG-urilor. Avem participare neașteptată de bună, așteptăm în continuare studenții care pot interacționa cu angajatorii direct, deja s-au stabilit câteva contacte pentru viitoare interviuri. Ca o surpriză pentru studenți, primii 70 ierarhizați în urma notelor primite de la angajatori vor primi un premiu în valoare de 400 de lei, primii 70, cu cele mai bune 70 de note primite de la angajatori în urma interviurilor pe care aceștia le-au susținut. Angajatorii din ce orașe provin? Angajatorii sunt angajatori care au puncte de lucru în județul Arad. Căutam să aducem oameni în meseria de agenda sigură. Oferta companiei noastre constă în toate tipurile de asigură. Oferim în plus și programa de studii pentru studenți, adică părinți în momentul în care copilul se naște și până când acesta împlinește vârsta la care merge la facultate. Bună ziua, am terminat masteratul anul acesta, administrarea afacerilor în comerțuri în servicii. Și ce așteptări am, aș dori ca să fie o relație stabilă angajat-angajator, adică să nu fie după 2-3 luni, nu ești bun, nu ești pregătit, adică aș vrea ca cel care caută absolvenți să facă un internship sau să-i pregătească în profesie, chiar dacă nu se... Să vorbim și de partea financiară. Cam ce salariu ai dori să ai? Cam la ce salariu te-ai aștepta? Ce salariu te-ar mulțumi pe tine? Undeva la între 2.000 și 3.000 de lei ar fi salariul perfect, unicel, să zic. Mă numesc Matei Șadele Nicolae, sunt la specializarea contabilitate și informatică de gestiune anul 2. În momentul de față m-ar interesa o meserie de contabil. De-aia mă specializez pe domeniul ăsta și un salariu, cum să zic, nu neapărat, nu aș începe la un salariu mare, din cauza sunt student, că n-am terminat toate studiile, n-am experiența necesară, în afară doar un voluntariat. Nu mă definește ca având experiență cu normă întreagă, să spun. Așa, un salariu minim de 1.500 de lei mi s-ar părea chiar ok pentru un program de 8 ore sau aș începe așa un program de 4 ore, depinde acum de posibilitate. Cam cât crezi că ar trebui să conteze experiența de voluntariat la un loc de muncă? Păi ar conta într-o proporție totuși de 20%, într-un primul rând prin acest voluntariat. Ai experiență în sensul că lucri în echipă, lucri alături de mai mulți colegi, ceea ce îți oferă posibilitatea de a comunica mai ușor, de a ține legătura cu ceilalți. După aia, ai cele practice, cum să spun, în domeniul contabilității, înveți cam cum le întocmești, toate care document în parte, cum îl pui cap la cap, să iasă o situație la sfârșitul exercițiului, ok, adică... Unde ai făcut voluntariat? În cadrul departamentului aici la universitate, la finanțe contabilitate. Dacă discutăm de abilități, sunt din urmă de clar abilitățile esențiale, elementare, adică să fie serios, ambițios, punctual, practic criterii de bază în recrutarea unui nou candidat.
cum am zis, ne interesează zona de profil economic, nu neapărat zona de finanțe bănci. Ne interesează chiar marketing, profil de contabilitate, tot ce intră din zona de științe economice. Cât contează activitatea de voluntariat a candidatului? Voluntariatul este una, dar noi avem și posturi de practică în care noi interacționăm deja din stadii mai incipiente cu ei. Ceea ce e foarte important în sensul că și noi ne dăm seama dacă ei se potrivesc pentru activitatea bancară și ei, în perioada de practică, își dau seama dacă activitatea bancară chiar se potrivește lor. Ăsta e de fapt. Și atunci e un criteriu esențial la început să vedem dacă continuă. În acesta de târgul de carieră se oarecum în protocolul nostru de colaborare cu studenții masterate și doctoranții pe care îi avem în instituție. Pentru că, așa cum bine știți, universitatea încearcă să acorde foarte mare atenție orientării școlare și profesionale și încadrării pe piața muncii imediat după ce își vor fi terminat studiile. Este important acest lucru pentru că în contact direct cu angajatorii și încercarea de a vedea care sunt cerințele, care sunt expectațiile, îi vor face pe studenții noștri să se pregătească de mine exact în direcțiile de mare interes pentru aceștia.